Alegerile prezidențiale, iată, este prezent în secția de vot, a ajuns și el urmează să înmâneze buletinul, cartea de identitate, chiar în aceste momente îi dă de fapt reprezentantului secției de votare din capitală, amenajată într-o unitate de învățământ de aici din București, unde urmează să își exercite votul, i-a dat buletinul, urmează să primească de asemenea buletinul de vot și ștampila pentru a-și exercita dreptul. Să știți că sunt aproape 19.000 de secții de votare la nivel național. Mircea Joană, iată, salută în continuare membrii Comisiei de Votare, după care urmează să-l vedem că intră în cabina de vot. Spuneam că sunt 19.000 de secții de votare amenajate la nivel național, 950 de secții în străinătate, doamna Duțu, sunt cu 35 mai multe față de anii precedenți, sunt deja 19 milioane de buletine de vot care înțelegem că au fost printate pentru aceste alegeri și alegerile astea vin cu un cost. Pentru că spuneați mai devreme că până la urmă și dreptul la vot ne costă, așadar alegeri care vin cu un cost, nu? Dar nu cumva este și treaba candidaților să ne convingă să mergem să votăm? Pentru că am văzut foarte mulți români care erau indeciși, asta arătau toate sondajele până mai ieri, că exista un procent ridicat al românilor indeciși privind aceste alegeri. Nu știau cu cine să voteze, nu știau nici măcar dacă să meargă la aceste alegeri. Deci nu e și treaba lor să ne convingă să votăm? Fiecare candidat și-a expus care este viziunea lui pentru România și din punct de vedere economic și din punct de vedere politic. Poate trebuiau mai multe dezbateri cu toți candidații, vă rog.